Craiova a început anul în forță și a bătut cu 5-2 pe unguri în campionatul. Oltenii n-au mai câștigat de 7 etape. Craiova i-a luat tare pe unguri și Papa a deschis scorul încă din minutul 2. Bayram a marcat de 2 ori pentru Craiova, însă golul meciului l-a dat vână. La 3-0 pentru Craiova, ungurii au marcat de 2 ori. S-a terminat însă 5-2 pentru echipa lui Reghecamp. Ați băgat puțin frica în rapidiști? Am băgat frica. Niciun meci nu seamănă cu altul, noi încercăm să arătăm cel mai bine, în cea mai bună formă când jucăm cu Rapid. Să urcăm în clasament, este obiectivul nostru. Oltenii nu mănâncă doar praz în Antalya. Bucătarul lor a câștigat Masterchef și gătește și pentru echipa națională. În bucătărie sunt talentat ca Ceavi pe terenul de fotbal, spune omul care este de 3 ani la Craiova. Lui Ivan îi plac dimineața ouăle tari. Vine vătăjelul și spune, nu, vreau ouăle moi. Știi? Adică ține de gustul fiecăruia. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.